Şey konuşuyorsun onun için bu. Ya itiraf edeyim. Am ajuns! Am ajuns la treabă! Hai să vedem ce fac băieții aici. Se joacă fără noi. Băi, nu eram pregătiți, chiar nu eram pregătiți pentru trialul de off-road, să zicem pentru amatori, cu toate că în spatele meu probabil că vedeți mașini, multe mașini de concurs. Avem două secțiuni aici la Autocross Arena, trial open, pentru gravități bubuială, sau trial standard pentru amatori să guste fenomenul de off-road, îndreptându-ne către drift, pac, pac, ce-i acolo, am venit. Haideți să vă arătăm ce fac băieții astăzi. Poți să mă arunc în tomberonul ăla dacă vrei. Vrei? Nu mai filma, că țin nevoia să fac ceva. Dacă începe treaba, se vede și pe aici, nu? O, serii. Ce faci, mă? Mai fac și eu și pag. Ia uite, mă, mânca în zadar. Păi eu am un ștean. Păi ce facem aici, mă, frate? Păi nu? Auzi? Nu ți-a intrat banii de la Fanta lui? Nu mi-a intrat banii de la Fanta, nu? Nu mi-a intrat de la Fanta și uite, stai ce autocross. Salut, ce crezi? Bun, ne aflăm în parcul tehnic, unde sunt așezate frumos la rând mașinile care participă în categoria open, adică categoria de bubuială grei. Grei off-road-ului sunt aici. Avem Land Rover, Toyota, Patrol, Suzuki, Jimny, iarăși Patrol și cred că iarăși un Pajero. Deci avem din toate mărcile și modelele reprezentate la categoria open și rămâne de văzut care este învingătorul. Dreapta!
Cu toate că patronul nu se strică, aveți și o trusă de scule. Bravo! Cu samurai, ha? Ce mașină? Samurai, ajută mașina! Bravo. Cu ce mașină, frate? Cu ce mașină? Samurai! Ah. Da! Am câștigat, mulțumesc, să vă dea Dumnezeu sănătate alături de... Mulțumesc familiei! M-au susținut! Mai, dă-mă busul încă! Ia, vezi! Dar n-am, nu, trebuia să facem și talea de participare, frate. Cum standardul mă câștigător? Asta e! Gata, mă, este, mă! Cam așa arată un concurs de trial off-road pentru amatori în clasele standard și open. Ați văzut mașinile pe trasele diferite, cu dificultate diferită între cele două categorii. Ați văzut premierea, noi fiind în zbor, pentru că într-o apă și ne-am oprit, e scurt materialul, că asta a fost, știi? Că eram, noi eram în trecere, dar mergem la drift mai departe, că ne lăsăm, nu ne lăsăm cu driftul, mergem cu patrolul la drift, ce are? Dacă v-a plăcut, share, subscribe, clopoțel, ca să nu mai fiu primul, știți? Discuția e veche, dar vă explic eu, nu-i problemă dacă nu știți. Și... ce? Și pentru că e mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Sper că faceți ceva super interesant de Revelion, eu stau acasă. Deci ca să știți, nu fac nimic extra, da? Dar faceți voi, la mulți ani, ne vedem în 2019 cu materiale forță. Gata.